Bună ziua tuturor! Să-mi scrieți dacă se aude. De asemenea, puteți și vorbi în cazul în care, activați microfonul, puteți vorbi și dumneavoastră. Bun, perfect că se aude. Bună ziua tuturor! Bine ați venit la acest webinar de creare a testelor. Bun. Vom începe peste 15 secunde. Bun. Deci cei care ați fost ieri la webinar, ați putut învăța despre crearea testelor și adăugarea întrebărilor, diferite întrebări la testele create. Iar astăzi este partea a doua în care vom învăța despre celelalte tipuri de întrebări ce se pot adăuga la teste, pentru că ieri am învățat despre primele 5 tipuri de întrebări și astăzi vom învăța despre celelalte. Să vedem despre ce vom învăța astăzi, mai exact. Vom învăța cum se pot adăuga întrebări la test din banca de întrebări. Voi prezenta și celelalte tipuri de întrebări și cum se pot adăuga, ce setări sunt necesare de făcut pentru ca întrebarea respectivă să funcționeze în parametrii ideali și vom învăța despre gestionarea întrebărilor. La adăugare întrebări, în primul rând vom învăța cum putem scrie întrebările într-un fișier de text, cum putem încărca acest fișier de text în banca de întrebări și cum putem adăuga întrebările din banca de întrebări la testul creat. Și editare și adăugare întrebări pe platformă una câte una. Din asta am făcut deja, am făcut câteva exemple ieri, dar vom reveni și la acest aspect. La prezentare tipuri de întrebări o să prezint cele 5 tipuri rămase de la webinarul de ieri, adică tipurile de întrebări gen marcări de tragere și plasează, selectați cuvintele care lipsesc, trage și plasează pe o imagine, trage și plasează pe text, respectiv descriere, care nu este de fapt un tip de întrebare, este mai mult un fel de descriere, o descriere ce se poate adăuga la test, care nu necesită răspuns, este doar informativ. Poate oferi informații suplimentare. După aceea, la gestionarea întrebărilor, vom învăța cum putem sorta întrebările, adică în ce ordine să se afișeze în momentul când elevul accesează cursul. Este sortarea de tip să fie întrebările să fie amestecate de fiecare dată. Cum putem, dacă nu le amestecăm, cum putem muta întrebările care să apare prima întrebare, care să fie a doua, a treia? Și de asemenea putem sorta întrebările, dacă dorim, pe fiecare pagină nouă să se afișeze o întrebare. Și atunci elevul o să răspundă la o întrebare, o să apese pe butonul de cealaltă pagină, se deschide cealaltă pagină, îi se afișează întrebarea, după aceea cealaltă pagină, dar putem de asemenea să lăsăm așa și pe întreagă pagină se vor afișa toate răspunsurile, adică întrebările. Și vom vedea cum putem șterge întrebările. Până acum aveți întrebări legate de
legat de tematica pe azi, tematica webinarului de azi. Le puteți scrie aici la mesaj. Dacă nu, atunci vom începe. Cred că se vede ecranul. Să-mi ziceți dacă se vede pagina mea pe platforma Școala din Valiză. Se vede. Bun, perfect. În primul rând, vom crea un curs pentru webinarul de astăzi. După cum știți, mergem la Creează cursul tău și selectăm școala. Ceea ce am creat eu este școala demo, unde puteți intra și puteți exersa crearea conținuturilor. La nume curs vom da 11 a 12 a 2019, adică demo 11 a 12 a 2019, șablon 2019, clasa 5B să fie acum, afișare și salvează și afișează. Așteptăm să se încarce, așteptăm până se creează cursul, până se creează pe platformă. Asta durează câteva secunde. După care vom merge la activează modul de editare. Așa. Haideți să adăugăm o nouă secțiune. Hai să selectăm 1 și adaugă secțiune. Hai să vede că se încarcă. Am adăugat o secțiune nouă pe care vom redenumi testare întrebări. Și tasta Enter. Și vom muta până sus. Testare întrebări. Dăm click pe testare întrebări. Putem de asemenea și de aici să adăugăm activitate sau resursă. Asta depinde de preferințe. S-a adăugat o resursă. Voi șterge resursa respectivă. După care vom adăuga o activitate tip test, ca să putem adăuga întrebări în banca de întrebări și așa mai departe. Am apăsat pe butonul adaugă. Test demo 11 a 12. Termen limită. Haideți să punem acum un termen limită. De fapt, punem o oră. Așa. La punctaj, nota 5. Încercări permise nelimitat. Metoda de notare, nota maximă. Salvează și revină la curs. După aceea vom da click pe testul creat. Vom da click pe editează test, pentru că dorim să edităm testul. Și în primul rând să verificăm dacă în banca de întrebări sunt întrebări sau nu. Posibil să existe minim două întrebări de test ce se generează automat.
care ne afișează cum este varianta cu un singur răspuns, respectiv cu răspunsuri multiple. Bun. Acum să verificăm conținutul fișierului text demo. Hai să mărim să se vadă mai bine. Este bine, mărim 24. Bun. În primul rând, ceea ce se vede aici, să deschid și așa. Bun. O clipă. O clipă, vă rog, imediat revin. Bun, am revenit. Bun. Să vedem conținutul întrebărilor. Cum putem scrie întrebări în fișier de text și cum le putem adăuga pe platformă? În primul rând, după cum vedeți, prima întrebare. Deci, întotdeauna să respectăm acest șablon, cum ar fi, scriem întrebarea, între acolade vom scrie răspunsurile posibile, fiecare pe rând nou. Răspunsul corect, dacă este întrebare cu un singur răspuns corect, atunci vom folosi semnul de egal, respectiv semnul de tilda. Varianta corectă va fi cu semnul egal, respectiv scriem răspunsul. Care este răspuns greșit? Vom scrie cu tilda, cu semnul tilda și scriem răspunsul. În cazul în care dorim să inserăm întrebări cu răspunsuri corecte multiple, atunci vom folosi acest șablon. În primul rând, deci scriem, lăsăm un spațiu între întrebări, scriem întrebarea, deschidem acolada. După aceea, eu aici am două întrebări, două răspunsuri corecte și două răspunsuri incorrecte. Primele două, adică cele două răspunsuri corecte, voi scrie începând cu semnul tilda. După aceea, aici vine partea mai interesantă. Știți cum ați învățat pe platformă la webinariile trecute? Dacă avem două răspunsuri corecte, suma la punctaj, suma lor trebuie să fie 100%. Deci 100% împărțim la 2, este 50%, 50%. Deci vom scrie tilda, vom scrie procentajul, pentru că aici folosim procentaj, și scriem 50%. Deci acesta este formatul. Tilda și procentaj. Și după aceea, dacă este varianta corectă, 50%. Dacă e varianta incorrectă, o să fie numărul cu minus. La răspuns incorrect. Haideți să vedem. Tilda și semnul de procent. După aceea, avem aici două variante incorrecte. Adică suma lor trebuie să fie minus 100%. Și pentru că avem două variante incorrecte, împărțim minus 100% la 2 și este minus 50%.
Descriem semnul tilda și minus 50%. Și scriem răspunsul. Respectiv la celălalt, de asemenea, tilda, procent, minus 50%. Și scriem răspunsul. După aceea, dacă avem, de asemenea, cu 4 răspunsuri corecte și 3 răspunsuri incorrecte, de asemenea, scriem întrebarea, deschidem acolada, să nu uitați să închideți acolada după fiecare întrebare, pe rând nou. Varianta corectă, pentru că sunt 4, împărțim 100% la 4, deci 25% o să primească fiecare răspuns corect. Tilda și procentajul, semnul procent, semnul procentaj, 25% și scriem răspunsul. De asemenea, tilda, semnul de procentaj, 25%. După aceea, la variantă incorrectă, pentru că sunt 3 variante incorrecte, minus 100% împărțim la 3 și vom scrie semnul tilda, semnul de procentaj, minus 33,333%. Dacă vom scrie doar 33,33, nu o să fie ok, o să ne dea eroare. Trebuie neapărat cu 3 cifre după punct. Deci minus 33,333% la fiecare răspuns incorrect. Dacă erau, să zicem, 10 răspunsuri incorrecte, atunci fiecare minus 10%. Sau depinde câte răspunsuri incorrecte sunt și împărțim minus 100% la câte variante incorrecte sunt și atunci vom afla cât trebuie să punem la fiecare variantă incorrectă. Respectiv așa funcționează și la varianta corectă, doar că acolo este cu plus. De fapt nu scriem acolo plus, doar că nu apare. Dacă este incorrect, apare minus. Dacă este corect, nu mai apare semnul plus. Pentru întrebarea de tip adevărat sau fals, vom scrie întrebarea, după care vom deschide tilda, în care putem să scriem și false sau doar f de la fals. Deci răspunsurile întotdeauna sunt scrise între acolada. Pentru variantă, dacă se solicită un răspuns care este, deci răspunsul este corect, vom scrie între acolade litera F cu majuscule. Respectiv, dacă este incorrect, este fals, adică este corect, dacă este corect, vom scrie T de la true. Deci incorrect, fals. Pentru fals scriem F. Pentru adevărat scriem litera T, de la true și false în engleză. Vom putea importa și celelalte tipuri de întrebări, dar este puțin mai complicat și am decis să iau doar aceste cu o variantă corectă, cu multiple variante corecte și respectiv cu adevărat sau fals. Asta este cel mai, să zicem, nu este așa complicat, așa de complicat scrierea întrebării în formatul respectiv, în fișierul de text. Haideți să importăm acest fișier text pe platformă, banca de întrebări. În primul rând, trebuie să mergem pe cursul creat, adică demo 11-12-2019, vom da click ca să ne ducă fix pe pagina cursului, pe pagina cursului creat. Vom da click pe rotița respectivă. Vom da click pe mai mult. Până acum n-am discutat despre mai mult. Dăm click pe butonul pe posibilitatea mai mult și să vedem ce ni se afișează. Este administrare curs. Administrare curs și rapoarte. Noi rămânem pe administrare curs și avem banca de întrebări.
pentru că dorim în banca de întrebări să încărcăm întrebările. La banca de întrebări avem 4 posibilități, întrebări categorii import și exportează. Asta este pe engleză, import. Vom da click pe butonul de importare pentru a importa întrebările din fișierul de text în banca de întrebări. La format fișier, trebuie să selectăm formatul GIFT sau GIFT, sau cum doriți voi să le ziceți. Avem mai multe formaturi. Formatul recunoscut pentru această activitate este format GIFT. GIFT, penultimul. Format GIFT. Selectăm formatul GIFT. La general, vom selecta categorie curs. Nu ne las să selectăm curs demo. Lăsăm default for demo SDV2, cum este la mine. La voi posibil să apare altfel. Potrivire, note, eroare dacă nota nu este listată. Exact. Dacă este ceva eroare la, cum am zis acolo, la procentaj sau cu variante corecte, incorrecte, ceva semn, nu am scris bine, atunci platforma ne va anunța dacă este ceva eroare sau nu legat de notare, de răspunsuri. Opriți când apare eroare, lăsăm pe da, că dacă apare eroare, atunci să nu se încarce întrebarea respectivă, că se va încărca cu probleme. Și vom alege la importă fișier, vom încărca acest fișier de text de la mine de pe desktop, întrebări demo text, vom da click pe open, se afișează fișierul și vom da click, da, dacă dați click încă o dată, dacă dați acolo click o dată, încă o dată, puteți face, se deschide din nou selectorul de fișiere și puteți, dacă doriți alt fișier, să selectați dacă aveți alte fișiere de text. Bun, și vom apăsa pe încărcare. S-a importat din selectorul de fișiere și vom da click pe butonul de importă. După ce s-a importat, ne va afișa, se analizează întrebarea din fișierul importat și se importă 5 întrebări din fișier. Perfect. Asta dorim și noi, asta am vrut să facem și ni se va afișa cele 5 întrebări. Vom da click pe butonul de continuă. Că totul este ok, este perfect. Aici, din banca de întrebări, eu o să șterg cele două întrebări demo de șablon, ceea ce se adaugă automat când creăm un curs sau un test. Selectăm pe amândouă și vom da click pe butonul șterge. După care, trebuie să confirmăm din nou. Da, dorim să ștergem. După care vom vedea exact cele 5 întrebări în banca de întrebări, adică întrebările ce am importat din fișierul de text. Exact, sunt 5. Vom merge înapoi la test. Dăm click pe curs, pe demo ce am creat, cursul ce am creat astăzi, demo 11-12-2019. Mergem la testare întrebări. După care vom edita testul creat și acolo la editare test vom încărca întrebările din banca de întrebări. Activăm butonul. Modul de editare este activat. Înseamnă că unde a dispărut testul creat. Posibil să vi se întâmple și vouă, trebuie să vedem unde a dispărut testul creat. Am creat la
clasa 5AB, 11-a, 12-a, 2019. Și la testare întrebări nu apare testul. Nu este nicio problemă. Activăm modul de editare. Dăm click pe testare întrebări, categoria ce am creat la începutul webinarului. Vom adăuga activitate tip test. După care 11-a, 12-a, nu mai facem nicio setare. Am dat numele de demo 11-a, 12-a. Am dat click pe salvează și revin la curs. Vom da click pe butonul, pe testul creat. După care vom da pe click pe editează test. După ce s-a încărcat pagina, aici putem vedea dacă avem întrebări sau nu adăugate. Momentan nu avem întrebări adăugate, vom apăsa pe butonul de adaugă și selectăm opțiunea din banca de întrebări. Dacă selectăm o întrebare aleatorie, atunci va lua din banca de întrebări, dacă sunt întrebări, va adăuga din banca de întrebări o întrebare aleatorie, nu ceea ce, de exemplu, dacă noi dorim să adăugăm exact, să zicem, avem 10 întrebări și dorim să adăugăm vreo 3 dintre ele și știm exact ce întrebări, atunci nu folosim varianta de întrebare aleatorie. Dacă dorim doar 3 variante, 3 întrebări oarecare din cele 10, ca să nu mai fim nevoiți să selectăm manual întrebările, vom da click pe întrebare aleatorie, vom selecta 2 sau 3 sau 4 sau câte dorim să adăugăm și se adaugă automat și aleatoriu. Dăm click pe adăugat din banca de întrebări. Se încarcă pagina. Și aici vom vedea cele 5 întrebări adăugate. Voi selecta toate cele 5. Dacă apăsați pe butonul, pe acest buton de sus, selectează toate. Sau putem selecta una câte una. Și adăugați întrebările selectate în chestionar. Am apăsat pe butonul adăugați și voilà, au apărut întrebările importate din fișierul de text în banca de întrebări și le-am importat din banca de întrebări în testul creat. Bun, foarte bine. Dacă dorim să vizualizăm testul, voi deschide testul într-o fereastră nouă. Voi da click pe test ca să vedeți exact cum se vede în, cum se văd întrebările adăugate la acest test. Am apăsat pe butonul lansează testul acum. Deci am avut întrebare cu variante corecte multiple, am avut cu o singură variantă corectă, încă una cu variante corecte multiple și am avut cu adevărat sau fals. Respectiv, încă o întrebare cu adevărat sau fals. Bun. Părăsim pagina. Și acum haideți să adăugăm cele
Să vedem cum putem adăuga celelalte tipuri de întrebări în acest test. Am rămas la marcări de trage și plasează. Ce înseamnă asta? Haideți să vedem. Dăm clic pe butonul adaugă și aici va trebui să selectăm o imagine, fie din calculator, fie de pe Wikimedia. Vom pune nume întrebării. Selectare. Vom scrie demo. Demo 1. Putem să scriem textul întrebării. Acolo vom insera textul întrebării. Respectiv, avem desetat o imagine de fundal. Vom da click pe alegeți un fișier, mergem la Wikimedia și o să scriu pământ, adică Earth. Să fie lățimea maximă imagini 300 și înălțimea tot 300 de pixel. Haideți să alegem o poză. Vom selecta poza asta cu pământ, poza făcută unde se vede și pământul și luna. Am selectat, moment, deja am selectat imagine de fundal. După care vom insera marcatori. Ce înseamnă asta? Un marcator va fi pământ, al doilea lună. Număr la număr. Dacă lăsăm pe infinit, atunci se poate trage, deci va fi un text ce se poate trage peste imagine pentru a asocia cu un element din imagine textul dat. Noi o să lăsăm 1 la pământ și la lună o să lăsăm infinit. Vedem ce înseamnă. Deci am setat momentan imagine de fundal. După aceea, marcator. O să avem două marcatori. Vom avea marcator 1, pământ, și marcator 2, luna. Drop zone. Drop zone-ul este zona unde trebuie să tragem, să plasăm cele două texte, pământ și luna, unde va trebui să tragem peste imaginea ce am adăugat, peste imaginea asta. Drop zone 1. Avem trei tipuri, cerc, dreptunghi și poligon. Pentru pământ voi folosi cerc. Deci vom selecta circle, care este în engleză circle. La marker am zis că vom folosi pentru pământ. Am dat click, am setat pământ. Automat mi-au apărut niște coordonate. Mergem înapoi și avem aici această zonă de drop zone. Putem da click pe, putem mări, apare și textul. Momentan vom scoate textul pentru că sau să le lăsăm. Se afișează, da. Bun, se afișează textul. Și haideți să micșorăm. Și totul să se vadă și textul. Lăsăm textul pământ. După aceea, drop zone 2, vom folosi dreptunghi și vom folosi pentru lună. Mergem înapoi sus și vom ajusta mărimea acestui drop zone. Să fie cât de cât. Și să vedem la coordonate. În primul rând, la coordonate o să fie poziția X, poziția X, virgulă, poziția Y, punct și virgulă, lungimea și înălțimea dreptunghiului.
Așa. După aceea, aici vom vedea că apare cu zecimale. Momentan, acest plugin un pic funcționează incorrect pentru că trebuie să adăugăm, să edităm un pic manual aceste coordonate. Deci apare 3.999. Vom lăsa 3, virgulă, pentru Y, 224. Vom șterge ce este după punct, vom scrie 225. Lungimea 297, respectiv înălțimea 74. Să fim atenți pentru că suma de la X, respectiv de la lungime, nu trebuie să depășească cât am setat noi pentru imagine 300, deci 297 cu 3 e 300, respectiv 225 cu 74, adică Y, adică înălțimea pozei sau a drop zone-ului, adică coordonatele Y, respectiv înălțimea drop zone-ului. 225 cu 74 este 299. Deci ne încadrăm. Nu vă speriați că teoretic este interesant ce rezultatul, ce vom putea vedea. Celelalte setări momentan nu ne ocupăm de celelalte setări și salvează modificări. Deci ce am făcut până acum? Avem o imagine de fundal și o să avem două texte și trebuie să le tragem unde este pământul și textul pentru lună. Tragem în zona unde se vede luna pe poză. Deci, cam despre asta ar fi vorba. Avem două posibilități, avem pământ și lună și contează unde este această zonă de marcare. Vom pune acolo, că acolo este Pământul, respectiv Luna, aici. Deoarece am setat zona pentru Lună, să se poate pune în zona asta, în oriunde, atunci va lua, o să iei varianta corectă. Nu sunt obligatorii, dar sunt interesante pentru că se poate folosi la test și atunci elevul trebuie să insereze nu numai cu selectează o variantă sau două variante corecte, cu adevărat sau fals. Asta este puțin mai diferit și necesită un pic de mai multă interactivitate din partea elevului. După aceea, avem selectați cuvintele care lipsesc. Înainte să trec la această variantă, avem trage și plasează pe o imagine. Funcționează cam la fel cum funcționează și marcări de trage și plasează, însă aici putem seta să tragem peste imaginea de fundal ori un text, ori o altă imagine. Este un pic diversificat, e altfel. Haideți să vedem în primul rând cum este selectați cuvintele care lipsesc. Să vedem ce înseamnă acest tip de întrebare. Am dat click pe butonul adaugă. Vom da numele întrebării. O să scriu missing word, adică cuvinte lipsă. Mare atenție! Acum ceea ce voi pune aici. Textul întrebării. Haideți să mărim fontul să se vadă. În primul rând, să zicem că avem două întrebări. Aici este întrebarea 1, aici este întrebarea 2. Cum se răspund sur fiind și vom scrie aceasta este răspunsul. Deci poate să fie un text oarecare, de unde să zicem de la început, din interiorul întrebării sau la sfârșitul întrebării lipsește un cuvânt ce trebuie inserat, adică selectat de către elev, care este varianta corectă. Haideți să vedem cum funcționează.
În primul rând, să zicem că aici la sfârșit dorim să adăugăm, o să se afișeze cu un drop-down diferite variante multiple și el va trebui din drop-down să selecteze care este răspunsul corect. Și vom pune, să schimb limba, că avem nevoie să punem paranteze pătrate deschise și închise. Voi pune paranteză pătrată deschisă de două ori. Vom pune 1 și închidem de două ori. Respectiv, vom pune aici două paranteze drepte deschise și închise. Deci avem aici până acum 1 și 2. Ce înseamnă asta? Asta va ține locul, deci aici va fi efectiv drop-down-ul de unde va trebui elevul să selecteze răspunsul corect. Deci avem 1 și 2. Ceea ce înseamnă opțiune 1. Noi am pus opțiune, deci ce opțiune este 1, înseamnă că va fi corect pentru 1. Care este opțiune 2? O să fie corect. Aici va fi corect la această întrebare. Vom scrie răspuns 1. Vom scrie răspuns 2. Haideți să mai adaug încă o întrebare care o să fie puțin diferit. Voi scrie 5 în loc de 2. Iar aici, la grup, vom selecta o altă grupă. Pentru 1 și 2 vom da aici încă un răspuns 3, respectiv răspuns 4, la opțiune 5, care este, întrebarea aici este, o să fie varianta 5, o să scriem răspuns 5 și la grupă vom selecta grupa 2. La răspuns o să scriu răspuns 6 și respectiv grupa 2. Ce înseamnă asta? Fiindcă răspunsul opțiune 1 și 2 este în grupa 1, în momentul când accesează elevul drop-down-ul, o să-i afișeze în drop-down toate răspunsurile din grupa 1, adică răspuns 1, răspuns 2, răspuns 3, răspuns 4. La a treia întrebare, unde este 5? Vedem opțiunea 5, face parte din grupa 2 și se vor afișa toate răspunsurile din grupa 2. Momentan avem 2, putem mai adăuga dacă dorim. O să se afișeze răspuns 5 și răspuns 6. Haideți să vedem ce înseamnă asta în acțiune, să zic așa, când accesează elevul testul. Vom da click pe previzualizare. Deci vom vedea. Prima întrebare, răspunsul fiind. Avem răspuns 1, 2, 3, 4. Fiindcă răspunsul 2 face parte din grup 1, îi se afișeze răspunsurile tot, 1, 2, 3, 4. Fiindcă întrebarea 5, adică răspunsul la 5, face parte din grupa 2 și din grupa 2 sunt două variante de răspunsuri, o să apare răspuns 5 și 6. El selectează, să zicem, răspuns 4, răspuns 2, 5, să zicem 5. Să fie și greșit și corect. De asemenea, dacă dorește răspuns 4, poate selecta identic. La fel, dacă dorește. Deci așa putem separa ca la fiecare drop-down să se afișeze alte răspunsuri. Și atunci trebuie să punem, dacă dorim că la prima întrebare să se afișeze 4 răspunsuri și la a doua alte 4 răspunsuri, atunci mergem înapoi la editare și vom adăuga, vom edita la întrebări. Atunci vom scrie răspuns 1, 2, 3, 4 este grupa 1. Următoarea vom scrie cu opțiune 5. Opțiune 5. Hai să modificăm și întrebarea. Haideți să mai adăugăm spații libere pentru 3 sau mai multe opțiuni. Desigur, se pot adăuga mai multe opțiuni.
Vom adăuga, vom selecta pentru grupa 2, 5, 6, 7 și 8. După aceea o să facem și grupa 3. Nouă, 10, 11, 12 și grupa 3 începe de la opțiune 9, numărul 9. Și vom scrie aici 9, opțiunea 9. Deci avem 1 cu 1, 5 cu 5, 9 cu 9. Adică să știm pentru care întrebare răspunsul corect. Vom da click pe salvează modificări. Și dacă dăm click pe previzualizare, vom vedea răspuns 1, 2, 3, 4, din coace 5, 6, 7, 8, respectiv 9, 10, 11, 12. Deci putem pune ca la fiecare întrebare să se afișeze alte răspunsuri corecte. Sau dacă dorim să se afișeze doar aceeași răspuns la fiecare, vom pune la fiecare, atunci, varianta 1, 2, 3, opțiune 1, 2, 3, 4 și toate o să fie din aceeași grupă, care va fi, să zicem, grupa 1. Bun, hai să mergem mai departe, că timpul a cam trecut și este foarte mult de povestit. Trage și plasează pe o imagine. Haideți să vedem ce înseamnă asta. Până atunci mă duc să pun laptopul la încărcat, până se încarcă pagina. Am revenit, mă scuzați. Să vedem numele întrebării. Întrebare demo. Să vedem, avem textul întrebării. Desigur, putem pune și textul întrebării. Întrebare demo. Momentan nu, asta nu e necesar. Deci, momentan trebuie să vedeți cum funcționează. În primul rând, avem din nou de ales o imagine de fundal. Vom scrie natură. Vom selecta o poză. Vom da click pe selectează fișier. Ne-a apărut poza. Să vedem acum draggable items, adică elementele ce se pot trage în poză. Putem selecta să fie cu imagine sau un text. Să punem o imagine. Putem seta de asemenea pe grupe. Vom selecta încă o poză gen animal. Așa, vom selecta o imagine. Pentru dacă am fi selectat text, atunci am fi scris aici textul respectiv. Din coace vom selecta text și vom scrie cerul. Așa. Deci am selectat, am pus o imagine, să putem trage o imagine peste imagine. Asta în diferite contexte. De exemplu, dacă aveți, nu știu, cu harta României sau cu harta Europei. Și atunci selectați câte o imagine, să zicem, la harta Europei, câte o imagine cu steagurile din țările Europei și elevul va trebui să tragă fiecare steag la țara potrivită. Deci în cam acest context și în acest context se poate folosi această metodă. Să vedem acum drop zone. În primul rând, adică zona unde trebuie plasat, unde trebuie tras elementul. În primul rând avem poza, vom da click pe poză și să vedem dacă ne-a apărut
A apărut poza, momentan poza este foarte mare. A trebuit să schimb, că este o poză super mare. Să pun o poză mai mică, cu 50 de pixel, pentru că a fost de mărimea, pozei de fundal. Tot un animal micuț. 50. Bun. Selectăm din nou poza. Momentan nu s-a văzut că am schimbat, deci trebuie să dăm click pe Refresh Preview ca să se actualizeze poza adăugată. Am modificat poza. După ce s-a încărcat pagina, dăm scroll până jos. Așa. Să punem la imagine fundală o poză mai mare. Să fie ok. Deci, în primul rând, avem de selectat poza de fundal și avem de selectat elementele ce se pot adăuga la, ce se pot trage peste poză. Da, asta a fost deja adăugat, înseamnă că trebuie să-l șterg pentru a adăuga un alt fișier. Dăm click pe poză, atunci ne salvează. Da, problema este că se suprapune. Da, un refresh. Pentru că nu am setat din prima mărimea pozei cu animal și s-o pus tot de 300, cât era imaginea de fundal. Da, vom da click pe anulează. Și acum extrem de repede să redeschid, să adaug acest tip de întrebare. O nouă întrebare este trage și plasează pe o imagine. Pentru că totuși este destul de fain, adică făinuț, că poți să tragi acolo text și element peste poză. Demo. Selectăm imagine de fundal, care va fi de 600-600 natură. Am selectat poza ce am selectat și mai înainte, dacă ne-a dat alte poze. Nu este nicio problemă. Avem poza. Selectăm încă o poză mai mică, gen 80 de pixeli ori 80 de pixeli și să căutăm după animal sau animal. Noi să luăm acum o altă poză, poate ne-a adus ghinion poza respectivă. Grupa 1. Din coace punem textul, care va fi text, cerul sau nori. Lăsăm cerul și la zonă. Prima dată selectăm poza și selectăm și textul. Mergem înapoi mai sus și ne afișează cele două elemente. Să zicem că poza dorim să fie plasat în această zonă și cerul în acea zonă. Și ne arată coordonatele stânga 190 câți pixel, stânga, dreapta, sus, de sus și efectiv coordonatele pozei ce am plasat peste poză, coordonatele lor față de poza de background. Dăm click pe salvează modificări și dacă am setat tot cum trebuie, nu o să ne dea nicio eroare și vom putea previzualiza întrebarea. Bun. În acest caz, vedem aici două zone unde putem trage imagine, ori aici, ori acolo. Respectiv textul, forma, adică mărimea zonei unde poate fi plasată, dacă aveam acum patru elemente și două elemente puneam la grupa 2, atunci erau două zone cu mărime diferită și cu culoare diferită. Deci doar din cei dintr-o grupă se pot pune în zona cu aceeași dimensiune. Deci au aceeași dimensiune, deși cerul textului ar fi
ocupă mai puțin spațiu, cum ar zic, lungime și lățime decât poza, dar ca să nu ne dăm seama că cerul, adică textul, va veni, ar veni într-un chenar mai mic, ca să nu ne dăm seama după mărimea, după forma posibilităților. Haideți să punem acolo. Da. Și elevul va trebui să placeze. Dacă dorește, poate să scoate din nou, să pune dincolo, cum dorește. Deci cam asta ar fi peste imagine. Se pot face multe, multe întrebări cu această posibilitate și e cam interactiv. Pentru că elevul trebuie să placeze și să tragă. Bun. Mai avem 4 minute. Vom adăuga și trage și plasează. De fapt, trage și plasează pe text. Care este, haideți să vedem ce este și această întrebare, acest tip de posibilitate. Demo 4. Să vedem, avem opțiuni. De asemenea, și aici va trebui să scriem cu paranteză pătrată deschisă și închisă. Haideți să vedem cum funcționează. Aici este, și vom pune aici opțiune 1, care înseamnă opțiune 2 și care, și vom să zicem, punem 3. Respectiv și vom pune 4. Astăzi. Punct. Deci avem două propoziții. Să punem spațiu între ele să se vadă mai bine. Deci avem 1, 2, 3 și vom pune pe două grupe. Vom selecta două grupe, grupa 1, grupa 2. Vom scrie răspuns 1, răspuns 2, care ține loc la poate să fie un cuvânt, două cuvinte, depinde câte lipsesc din propoziția respectivă. Răspuns 3 și răspuns 4. Dacă selectăm nelimitat, atunci de nelimitat de ori se poate trage răspunsul 4 în acel chenar și o să vedeți cum funcționează și dăm pic pe salvează modificări. Diferența între acest tip și celălalt tip de întrebare care era cu drop-down-ul este diferența că aici elevul va trebui să tragă răspunsul corect în propoziția respectivă. Pentru că am pus pe două grupe, prima grupă este cu gri deschis și grupa 2 cu gri închis. Și nu putem pune elemente din grupa 2 în grupa 1. Și să zicem că le punem așa, așa. Deci aici nu avem drop-down și pentru că la 4 am pus că se poate lua de infinit, de nelimitat de ori, putem pune peste. Și avem posibilitatea de a pune același răspuns în locul multiple, ca să fie un pic mai greu. Bun. Cam asta ar fi cu întrebarea gen trage și plasează pe text. Efectiv, nu este un drop-down ca aici la selectați cuvintele care lipsesc, ci este efectiv tot un fel de trage și plasează, cum erau dincoace cu poză sau text peste imaginea de fundal. Aici doar trebuie să tragem textul în chenarul respectiv. Și avem încă una cu descriere, care de fapt nu este mai mult decât descriere, nu este o întrebare. Vom da numele întrebării. De fapt, nu este întrebare, dar scriem demo descriere. Și vom scrie aici, astea sunt instrucții unile la test. Putem de asemenea varia. Și salvăm modificările de aici. Desigur, aici putem insera poze, putem insera fișiere media, putem formata textul, sunt posibilități cam nelimitate. Și în momentul când elevul accesează testul, o să apere doar ca și un tag, ca și un fel de
panou informațional care îi transmite anumite informații, ceea ce dorim noi să se afișeze. Dăm click pe test. Este deja ora 16, nu vă mai țin mult, mai 5 minute, că știu că și dumneavoastră vă grăbiți. Pot da click pe demo. După care, în pagina când se deschide testul, vom da click pe lansează testul acum și vom vedea cum se afișează, cum vede efectiv elevul întrebările adăugate de noi. Avem întrebările ce am avut din fișier de text, avem cel ce se poate trage text peste imagine, avem cel cu alege din drop-down varianta corectă, avem trage imagine sau text peste fundal de peste imagine și avem respectiv trage textul în chenarul potrivit. După aceea, aici este cel cu informație. Vom da click pe finalizare. Trimite tot și termină. Trimite tot, așa. Și a mai rămas să vedem cum putem rearanja finalizare verificare. Asta ne apare numai la profesori, că sunt cu contul de profesor și cu acest cont de profesor am parcurs testul. Dacă dăm click pe editar, editează test. Cum putem rearanja întrebările? După cum am zis, putem aleatoriu să lăsăm să fie amestecate de fiecare dată când testul este accesat. Atunci bifăm căsuța amestecă. Dacă nu, putem modifica pe aceste semne de putem modifica ordinea răspunsurilor, cum să în ce ordine să îi se afișeze, dacă dorim descrierea să fie primul element ce se va afișa la test, atunci lăsăm pe la primul și putem modifica de asemenea. Dacă dorim să punem pe o pagină nouă, avem aici buton de page break, add page break. Și atunci, automat, vor afișa trei întrebări pe o pagină și celelalte pe pagina 2. Desigur, putem pune și fiecare întrebare să fie pe o pagină nouă. Asta depinde de preferințe. Și pentru a șterge, avem buton de ștergere lângă butonul de lupă și confirmăm că dorim să ștergem și întrebarea s-a șters. Pentru previzualizare am avut butonul de lupă. Bun, cam atât. Dacă aveți întrebări legate de... Bine, doamna mea, e la o zi bună, la revedere. Dacă aveți întrebări, să le scrieți acum, vă rog. Întrebări legate de aceste tipuri de întrebări, că totuși sunt mai interactive, necesită mai multă interactivitate din partea elevilor. Dacă nu sunt întrebări, avem un feedback cu o singură întrebare. V-aș ruga să completați dacă doriți să ne oferiți feedback. Am pus mai multe variante de răspunsuri. Să sperăm că toți veți găsi varianta cea mai corectă. Până acum 4 persoane au votat. Din 15, adică am fost în total 15. Bun, 5 persoane, perfect. Mulțumesc și eu că ați fost alături de noi sau de mine. Nu știu dacă m-am prezentat la început, eu sunt Franco și eu vă voi prezenta și webinarul de mâine de la ora 15 la 16. Detaliile puteți găsi pe platformă la webinarii, la partea cu webinarii, unde ați intrat și la webinarul de astăzi. Perfect. Mulțumesc pentru că mi-ați oferit feedback. Și atunci nu vă mai rețin.
Ne vedem mâine cu cei care vor veni mâine. Ne vedem mâine. Să aveți o zi minunată și să ne auzim cu bine. Este un test foarte bun dacă ai experiență. Exact. Se poate exersa, deci se pot pune multe tipuri de întrebări, să fie un test mai variat, cu diferite tipuri, să fie mai interactiv, mai interesant. Da, trebuie exersat și văzut cum funcționează. Ok, atunci ne auzim mâine. La revedere!